Directorul ANM a venit cu o veste pe care mulți iubitori a iernii o așteptau. Chiar dacă în acest moment temperaturile nu indică acest lucru, oamenii vor afla când va ninge pentru prima dată anul acesta. Iată în ce perioadă iarna își va intra în drepturi. Temperaturile în România se pare că sunt din ce în ce mai crescute comparativ cu cele specificate pentru această perioadă. Chiar dacă suntem în ultima lună de toamnă, gradele din termometre ating chiar și 20 de grade Celsius. Însă acest lucru nu va mai dura mult timp, deoarece directorul ANM a făcut anunțul mult așteptat, și anume perioada în care va ninge pentru prima dată anul acesta în țara noastră. Iubitorii de iarnă au început deja să fie descurajați de temperaturile prea ridicate de afară, mai ales pentru ultima lună de toamnă. Chiar dacă temperaturile nu prevestesc deloc venirea iernii în România, directorul ANM Elena Mateescu a venit cu un anunț care îi va încuraja pe cei care își doresc ca iarna să-și intre în drepturi. Așadar, în această perioadă, temperaturile sunt cuprinse între 15 și 20 de grade, însă acest lucru nu va ține pentru mult timp. Se pare că lucrurile vor reveni la normal de la jumătatea lunii noiembrie, atunci când ne vom putea bucura și de fulgi de zăpadă. Așa cum ne-am obișnuit deja, România va avea o iarnă blândă în acest an, potrivit prognozei elaborate de marile centre internaționale. Cu toate acestea, sezonul rece va fi unul normal, cu ninsori și temperaturi de minus 10 sau minus 15 grade, relatează spainews.ro.